Dragoste Cunăpădăi, în orașul Budeș, județul Călăraș. O polițistă se iubea cu infractorul pe care trebuia să-l supravegheze. Agenta mergea să-l verifice pe bărbat, aflat în arest la domiciliu. Iubirea este însă lucru mare, spune o vorbă, iar cei doi s-au amorezat, astfel că verificarea ajungea să dureze ore bune. Idila a ieșit la iveală după un apel la 112, care anunța că tânărul a plecat de acasă, deși nu avea voie. Polițiștii i-au găsit împreună, se jucau pe telefoane. Acum ea își așteaptă o posibilă pedeapsă de la șef, iar el o nouă anchetă. El are 19 ani, ea 24. El se află de mai mult timp în arest la domiciliu pentru tentativă de omor. Andreea e polițista care a primit misiunea să-l supravegheze. Doar că dragostea a fost mai puternică decât jurământul depus când a îmbrăcat uniforma de polițist. Cam de vreo două săptămâni e jale mare prin localitate, pentru că o domnișoară polițistă, având în subordine câțiva arestați la domiciliu, s-a înfiripat o edilă între dâși. Acest vecin spune că Andreea își petrecea multe ore cu bărbatul pe care îl verifica la domiciliu. Asta în condițiile în care procedura durează în general câteva minute. Într-o seară, eu locuind aproape că suntem vecini, și pe la 11 și ceva, i-am văzut în mașină, dădeau turi. A doua zi de dimineață, un prieten de-al meu mă sună pe la 10 dimineața, bulversat, și zice: bă, ce am văzut la ieșire din București? Am rămas prost. De ce? Andreea, polițista, cu Alin ăsta, veneau în mașină. Ba mai mult, Andreea ar fi căsătorită, dar și-ar fi părăsit și soțul pentru noua iubire. Mătușa polițistei e dezamăgită. Aseară a venit cineva la mine și mi-a spus, zice, ai auzit ce a făcut Andreea? Zice, uite, le-a dat drumul la... A spus că le-a dat drumul la băieții ăia din pușcărie și zice, și-a lăsat familie, soțul, și trăiește cu ăsta. Mama tânărului susține că cei doi îndrăgostiți se cunosc de mult timp. Băiatul meu e la domiciliu, știe toată lumea. Iar la domiciliu. S-a întâmplat o problemă care la oricine poate să întâmple. O greșeală. Era îndrăgostit de mult, un an și ceva. Nu e problemă, pentru că fata era în timpul liber. Nu era în servici. N-are nicio legătură una cu alta. De ce ei se cunosc de aproape un an jumate? Au fost într-o relație amândoi. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, băiatul meu n-a mai fost acasă și automat că ea a venit, că e dragostea, nu e oprită. Polițista și suspectul de tentativă de omor au fost prinși după ce un vecin a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul a plecat de acasă, deși nu avea voie. Colegii Andrei au mers la el și i-au găsit acolo pe amândoi. Polițista era în ziua liberă. Erau lungiți, amândoi în pat, se jucau pe telefon. În momentul în care un coleg i-a zis, ce faci aici, Andreea? I-a zis, sunt în timpul liber. Bine, îmbracă-te, te așteaptă domn comandant. În cauză a fost dispusă cercetarea disciplinară a agentului de poliție identificat în locuință, fiind efectuate verificări detaliate pentru stabilirea situației de fapt, urmând a fi aplicate măsurile legale în consecință. Șefii tinerei polițiste vor stabili în curând dacă o vor suspenda din funcție pe colega lor.